Cu cafeaua vă aștept, cu cafeaua. Cafea dată astăzi de către Petrică. Măi, Petrică, șefule, Petrică, Petrică, cum dai tu cafelele, mulțumesc. Și încă doi prieteni de pe internet care au dat și ei cafeaua, nu și-au lăsat numele acolo pe site-ul buymeacoffee.nicubendea. Dacă intrați pe acel site, puteți să donați o cafea, să faceți diminețile mai energice. Cum sunteți? Bine? La mulți ani! Vă zic la mulți ani! E ziua noastră! Ziua internauților! Astăzi este ziua internațională a internetului. Că dacă internetul nu se inventa, noi nu puteam sta de vorbă. Nu ne cunoșteam, vă dați seama ce chestie. Acum avem internet peste tot. Cu toți avem acces la internet. Mai puțin domnul Mark Zuckerberg. Tsuki Tsuki. Zuckerberg, Șeful de la cea mai mare rețea de socializare din lume a fost ieri audiat în Senatul Americii pe ceva problemă. Și-a întârziat, mă, a întârziat omul. De ce? L-au întrebat. Zice, îmi cer scuze. Zice, nu m-am putut conecta. Zuckerberg, mă, Marcu, care trage în fum cu arcul. Nu s-a putut conecta. Nu-i de râsul curcilor. O și zis senatorul la american, zic, știu, zice, știu ce înseamnă să nu te poți conecta, mai ales că vrei să-ți citești mesajele. Da, șeful internetului, cum ar veni, șeful unei bune părți din internet, nu s-a putut conecta. Păi vorba românească, pantofarul n-are papuci noi, croitorul n-are haine noi și ăsta care are Facebook-ul nu se poate conecta. Acum când avem wireless și pe lună, s-a descoperit apă pe lună, dă-o încolo, nu-i interesează apa. Dar s-au pus niște panouri, niște sateliți ca să fie wireless și pe lună. Tu trebuie să ai device-ul și te-ai conectat. Dar, în altă ordine de idei, noi în Cluj suntem așa de bine conectați, de-am depășit 4 cazuri la 1000 de locuitori. 4 clujeni din 1000 zbântuiți de guvid. Restul de 996 să mai gândesc. Da. Ce să facem? În Florești. Florești e un fel de New Jersey pentru Cluj-Napoca. S-au dat ieri zeci de amenzi că nu se purta mască. Acolo e o avicolă. Lumea nu știe de ce se poarte mască. Pentru că oricum mirosul le rupe nasul. Dar în altă ordine de idei și aici termin cu lauda Clujului, polițiștii clujeni au capturat aproape 150 de kilograme de cannabis. Bravo lor! Au capturat, ok, aproape 150 de kilograme. Adică, nu, no. Ori mai verifica și ei, de ce nu spun? 143,15 grame. Nu, în jur de 150, că plutonierul ăla care râde și vorbește cu câinele s-a scăpat la cannabis. Dar mai bună e cafeluța. Mulțumesc, Petru. Mulțumesc celor doi anonimi care au donat cu generozitate. Buy me a coffee. Cafeluța asta de dimineață, cum să zic, era să zic cafea mea cu mustață. Nu, e foarte bună. Ce să facem? Ne mai necăm și noi amarul. Că nu vedeți ce se anunță. Nu o să fie nici paradă de 1 decembrie în București. Nu o să fie paradă de 1 decembrie, de ziua țării. Din cauza de guvid, vă dați seama? Eu zic că e mai bine, că și așa închiriau de pe la bulgar tankuri ca să fie acolo în paradă, știți? Tankurile alea nu erau ale noastre, noi nu mai avem. Avem cea conserve de tablă. Închiriau tankuri de la bulgari și le zicea, bulgarii le ziceau la români, bine mă, vi le dau pe toate 4, dar băgați voi benzină ca să vină și înapoi. Domnul Klaus Iohannis l-a convocat de urgență ieri pe Ludovic Orban. Orban, săracul, după 2 zile de Franța, după 2 zile de coniace, vine la ședință. Habar n-avea despre ce să discută. O intra la domnul Iohannis cu o plăsuță. Unde să pun această plasă, Herr Klaus? Pune-o lângă celelalte, din celelalte case. Vă dați seama că Iohannis nu bea coniac, dar îi place să primească, ca orice fost profesor, îi place câte o atenție din partea elevului. Și a zis domnul Iohannis, zice, Crăciunul, anul acesta, Crăciunul va fi mai special, îl vom petrece în familie. Dar păi până acum unde îl petreceam? În Buc Mafia? În la familia, dacă sunteți cu mine. Adică ce-o vrut domnul să zică? Că o să ne... Nu o să mai fie petreceri, nu o să mai mergem cu colinda, o să stăm numai în casă și o să-l ascultăm pe Hrușcă în difuzor. Dar asta se contrazice cu ceea ce face doamna Astrid Fodor, urmașa lui, la primăria Sibiului. Era știre mare ieri la televizor. Doamna Astrid Fodor, mă rog, a preluat mandatul și în Piața Mare din Sibiu deja se montau luminițele. Cortul ăla frumos cu lumini se monta în Sibiu. Da?
Acum, ce facem? Ne contrazicem noi între noi? Sași între sași se contrazic? Doamne Dumnezeule, că e mai rea decât firea, care nici ea nu a fost rea, dar mă rog, să nu ne pierdem cu firea. Sunt cazuri, multe cazuri. Deputatul de Alba, Florin Roman, de la PNL, a spus emoționat în plen că are încredere în Raed Arafat și în bunul Dumnezeu că până la Crăciun o să fie cât mai multe victime. Mă rog, ci că s-a emoționat. Dar sintagma asta cu bunul Dumnezeu, asta e de la Rareș Bogdan, licență poetică Rareș Bogdan, bunul Dumnezeu. Dumnezeu e bun, pân firea și pân natura lui, nu Gabriela Firea. De ce să mai zici bunul Dumnezeu? Mă rog, Florin Roman, deputat, s-a încurcat puțin. Ăsta lucra la ziarul Unirea, cel mai mare cotidian din județul Alba, unde mi-am făcut și eu debutul în viață. Și era tehnoredactor. Ăsta culegea texte și le punea în pagină pentru ziare. Eu știu că eu așa am debutat în presă. Un articol de-al meu, 99, l-am trimis pe fax. Primul meu articol l-am trimis la ziarul Unirea. Unde să debutez atunci? Că nu erau bloguri, nu era Facebook, nu era YouTube, nu făceai vlogging. 99. Nu știam să ne înșiretăm pe internet. Și acum sărbătorim Ziua Mondială Internațională a Internetului. Și am scris un articol, l-am trimis la ziarul cel mai citit din județ și probabil că domnul Florin Roman l-a cules și l-a pus în pagină, că o și-a apărut în ziar. Mi-am decupat articolul și mă duceam cu el, cum merge Rareș Bogdan cu Batistuța, articol. Am scris în ziar, era o chestie. Și mă și întreba lumea, și cu cât i-or plătit? Că era chestia asta, că mari poeți care îi cântau în strună lui Ceaușescu, fie iertat, primeau bani pentru articol. Ce bani? Că m-am bucurat că m-au publicat. Deci omul ăsta a avut șansa să învețe ce înseamnă să scrii virgulă, subiect, predicat și acum cu bunul Dumnezeu și să... În fine, ăștia sunt, noi mai criticăm, Petru și cei doi anonimi să fie sănătoși pentru cafea. Buy me a coffee și toate îs bune. Între noi zbune, dar nu între Carmen de la Sălciua și Bianca Drăgușanu. A început lupta, a început războiul. Bianca Drăgușanu a pus-o pe Carmen de la Sălciua la zid. Carmen de la Sălciua aruncă cu noroi în Bianca Drăgușanu. Războiul divelor. Bă, decât COVID, mai bine dive. Războiul divelor. Bianca Drăgușanu cu Carmen de la Sălciua. Ei, din scandalul ăsta, Bianca Drăgușanu măcar a învățat ceva despre Sălciua. Știe unde se situează Sălciua. Știe că în Sălciua, sau mă rog, în zona limitrofă acestui așezământ, se află Huda lui Papară. Sună romantic. Și o stație de Mocănița. Cum s-ar bate astea două dive? Cum s-ar lupta dacă le-am vedea într-un ring? Că amândouă au unghii lungi, implanturi, așa. Deci unghiile, nu știu, dacă pac, ar da cu unghii, partenera de luptă s-ar dezumfla. Să se tragă de păr, nu cred că ar rămâne cu smocul de la meșe în mână. Deci preferă să se lupte în continuare pe internet, să se lupte în declarații. Cârtiți-o! Analfabeto, dar e război mare. E război mare și unde mai pui că și Marius de la Puterea Dragostei s-a despărțit de Andreea Pirui. No, astea sunt problemele. Nu că suntem oraș roșu, nu că avem peste 3.000 infectări, nu. Astea sunt problemele, domnule. Și cu atâtea probleme am și uitat să-i spunem ieri la mulți ani domnului Liviu Dragnea. În alte vremuri, pe 28 octombrie, sărbare națională. Păi domnul Dragnea, până a fi intrat la X-Factor, era cel mai puternic om al planetei, domnule. Și acum, dacă nici eu nu mi-am adus aminte că e ziua lui ieri, seara târziu am văzut că Irina, iubita lui, a postat ceva de suflet. Irinuca Tănase a zis că s-a îmbrăcat cu halatul lui Liviu, să-l simt aproape, și lângă ea s-a așezat și pisicuța Pinky. Și că l-așteaptă pe Liviu să vină înapoi și să-i dăruiască tot ce are mai bun în ea. Asta iubire, asta e subiect de roman. Nu mai avem noi un Dumas, nu mai avem un Stendhal, nu mai avem un Stendhal, un dezoxiribonucleic cu un ceva, care să scrie povestea de dragoste între fostul lider PSD și Irina Tănase. Asta înseamnă dragoste, dragostea de rum răbdătoare, dragostea care nu uită, dragostea care trece peste toate prejudecățile și obstacolele. Și noi ne lăsăm aici influențați de războaie și de alte minuni.
Nu-i bine. Nu-i bine. La mulți ani încă o dată internauților, mulțumesc de cafea, Petrică și celor doi anonimi, lui Petrică. Și aștept pe Buy Me a Coffee, semn că mai bem o cafea, că stăm treji și mai facem încă un video împreună. Bineînțeles că la secțiunea comentarii vă aștept. Scrieți, băieți, numai scrieți, că mai avem o zi mâine și după aia intrăm într-o bine meritată vacanță. Intrăm în weekend. Mulțumesc frumos de urmărire, toate cele bune și grijă mare. Atenție la neatenție. V-am salutat!